Dumnezeule, care l-ai trimis pe Fiul Tău pentru a ne răscumpăra și a ne face copiii Tăi adoptii, te rugăm, privește cu bunătate la Fiul iubirii Tale și dăruiește-ne tuturor celor care cred în Hristos libertate adevărată și moștenirea veșnică. Prin Domnul nostru Iisus Hristos, Fiul Tău, care prin Dumnezeu împreună cu Tine viețuiește și domnește în unire cu Duhul Sfânt, în toți vecii vecii lor. Amin. Lectura întâi. Cine de ziutare pentru Apostol Paul, trebuie cu Coloseni. Fraților, mă bucur de experiențele pe care mi le-am luat pentru voi și completez în trupul meu ceea ce lipsește pătimirilor lui Hristos, pentru trupul lui care este biserica. Eu am devenit slujitorul acestei biserici în virtutea misiunii încredințate mie de Domnul de a vesti pe deplin între voi cuvântul lui Dumnezeu. Taina ascunsă de viață tuturor generațiilor, dar acum descoperită Sfinților Săi, cărora Dumnezeu a bine voie să le facă cunoscut cât de bogat și minunat este această taină între popoarele păgânene. Hristos este în mijlocul vostru, El este nădejdea slavei. Pe acest Hristos îl vestim noi, îndemnând pe orice om și instruindu-l cu toată înțelepciunea, ca să-i facem pe toți oamenii desăvârșiți în Hristos. Iată, pentru ce mă osenesc și lupt cu toată forța lui Hristos, a cărei putere lucrează în mine. Vreau într-adevăr să știți ce luptă grea pentru voi, precum și pentru credincioșii din la Odiseea, pentru atâția alții care nu m-au văzut niciodată în timp. Eu lupt pentru ca inimile să li se umple de curaj, ca să fie uniți în iubire, ca să primească toată bogăția cunoașterii desăvârșite și să înțelegeți pe deplin taina lui Dumnezeu. Această taină este Hristos, în care sunt ascunse toate comorile înțelepciunii și ale științei. Cuvântul Domnului.
la un om care avea mâna paralizată. Cărturarii și farizeii îl pândeau pe Iisus să vadă dacă îl va vindeca în zi de sâmbătă. Ar fi avut astfel un motiv să îl miluiască. Dar el le cunoștea gândurile și a zis omului care avea mâna paralizată: ridică-te și stai în mijloc. Omul s-a ridicat și a stat în picioare. Iisus le-a zis: vă întreb, ce este îngăduit în zi de sâmbătă? A face bine sau a face rău? A salva o viață sau o pierde? Apoi, rotindu-și privirea asupra lor, i-a zis omului: întinde-ți mâna. Omul a făcut întocmai și mâna i s-a vindecat. Iar farizeii și cărturarii, ca turbați de furie, se sfătuiau între ei ce ar putea să facă împotriva lui Iisus. Cuvântul Domnului. Și toți împreună de la Hristos.
despre care tot Apostolul Paul, în prima lectură, ne-a spus că în el sunt ascunse toate comorile înțelepciunii și ale cunoașterii. Vă întreb pe voi, în primul rând, dragi seminariști, dragi elevi, dragi elevi, câtă bunăvoință aveți voi să învățați în acest an? Sunteți dispuși să primiți ceea ce vă va oferi școala aceasta, profesorii care se vor ocupa de voi? Ce așteptări aveți de la ei și de la voi înșivă? Îmi permit să vă dau un sfat împrumutat de la Sfântul Vasile cel Mare, care, chiar dacă a trăit în secolul IV, are potențe care sunt valabile actuale și în zilele noastre. Într-un discurs adresat tinerilor, Sfântul Vasile le spune așa: să învățați așa cum fac albinele. Acelea nici nu se duc fără nicio alegere la toate florile, nici nu încearcă să aducă tot ceea ce găsesc în florile pe care se așează, ci iau cât le trebuie. Pentru lucrul lor, iar restul le lasă cu plăcere. Noi, dacă suntem înțelepți, să luăm din cărți cât ni se potrivește nouă și cât se înmulțește cu adevărul, iar restul să lăsăm. Sigur că, gândindu-vă deja la mulțimea orelor, a examenelor, tezelor, extemporalelor și așa mai departe, probabil vă doare deja capul de pe acum. Dar cred că frântul acesta înțelept al Sfântului Vasile vă poate însoți în acest an. Luați cât vă trebuie. Dar cât vă trebuie, potrivit cu adevărul. Adevărul vieții voastre. Formatorii și profesorii să învețe de la seminariști și elevi. Deși poate părea un paradox, acest gând, cum probabil știți deja, a fost rostit de un mare erudit român, Nicolae Gheorghe. El spunea că școala cea mai bună este aceea în care și școlarul îl învață pe profesor. De asemenea, cu mult timp înaintea sa, filozoful Socrate obișnuia să spună: nu pot învăța pe nimeni nimic, pot să-l ajut doar să gândească. Și tot el spunea că educația este asemenea aprinderii unei flăcări, nu umflării unui vas. Iată, înțelepții ne-au lăsat aceste gânduri frumoase. Ce pot să învețe profesorii de la elevi? Sigur că elevii ar răspunde imediat cum să folosească smartphone-urile de ultima generație, ce a mai apărut nou, în materie de tehnologie, muzică, modă, distracție și așa mai departe. Dar ne dăm seama că nu despre asta este vorba, ci mai ales despre acea învățare care îl ajută pe profesor să înțeleagă că autoritatea, respectul, simpatia nu se impun, ci se câștigă. Știm că adolescenții, și probabil voi îmi dați dreptate, sunt foarte critici, neastâmpărați, cer foarte mult, dar sunt dispuși să dea puțin. Totuși, fiind într-o fază a vieții lor de profunde transformări, cred că au foarte mare nevoie, așa cum are nevoie totul în lumea aceasta, ca să poată crește și să se dezvolte, de căldură. Și eu aș spune căldură sufletească. Tinerii aceștia care ne sunt încredințați, adolescenții, au nevoie mai mult, cred, decât orice, de această căldură sufletească. Să se simtă primiți în clasele noastre, în casa noastră, în școala aceasta. Marele psiholog, care Gustav Jung, amintindu-și de anii de școală, scrie: o inimă înțelegătoare reprezintă totul la un profesor și nu o putem aprecia de ajuns. Ne amintim cu stimă de profesorii excelenți, dar cu recunoștință de cei care ne-au influențat sufletește. Planul de învățământ este o materie primă extrem de necesară, dar căldura reprezintă elementul vital pentru planta aflată în creștere și pentru sufletul elevului. Și atât, stimați profesori, dumneavoastră vă puteți lăsa ajutați și completați de elevii pe care îi învățați, știind că aveți nevoie de ei pentru a crea împreună aceste condiții favorabile unei călduri sufletești, fără de care acțiunea educativă, cea formativă, are mult de suferit.
Consider important acest aspect, pentru că cred că elevii pot fi ajutați să nu fie doar consumatori ai acestei școli, ci să fie împreună cu dumneavoastră ziditorii ei, constructorii ei, să se simtă implicați în a duce mai departe tot ceea ce s-a putut construi în anii aceștia în școala în care ne aflăm astăzi. Francescanii, care sunt urmași ai Sfântului Francis de Assisi, veniți din vremuri străvechi pe aceste meleaguri, pe lângă activitățile lor misionare, strict pastorale, au întreținut prin scrie și prin școli cultura în această zonă, bântuită, ani de-a lungul, de invazii, de barbare, mă rog, de condiții care nu puteau să ajute în acest sens la ridicarea culturală, științifică a oamenilor. Și au făcut lucrul acesta nu fără jerte. În necrologul franciscan sunt mulți misionari care au fost uciși prin aceste zone pentru a reține credința și cultura. Iată, noi trebuie să avem vie memoria acestor înaintași ai noștri. E clar că de la franciscani care trăiesc fără nimic propriu, așa cum promit, nu putem cere ultimele condiții materiale, deși, iată, încercăm să le asigurăm cât putem. Nu putem cere bani și bogății de la franciscani. Este absurd. Dar de la franciscani putem cere știință, putem cere sfințenie, putem cere cultură. Puteți pretinde lucrurile acestea. Aveți dreptul să le pretindeți. Sfințenie și cultură, evlavie și știință, rugăciune și învățătură. Așa a gândit Sfântul Francisc în rolul științei în viața fraților. Și de la formatorii și profesorii voștri, de la ce puteți pretinde aceste lucruri? Împreună spuneam, suntem chemați să învățăm de la Hristos. Iisus care a spus, unul este învățătorul vostru, iar voi toți sunteți frați, nu apoi, desigur, să anuleze menirea și activitatea învățătorilor și profesorilor, ci să ne descopere cum putem deveni oameni, după chipul și asemănarea lui Dumnezeu. Luându-l pe Hristos ca model. Sfinții părinți repetau des acest adevăr. Dumnezeu s-a făcut om pentru că a pus să înveți de la om cum poate omul deveni Dumnezeu. Ce paradox, vedeți? Omul vrea să se pună pe sine deseori în locul lui Dumnezeu, în timp ce Dumnezeu se face om și trăiește de plin uman. Și aceasta este o expresie a iubirii lui Dumnezeu față de noi. Întrucât prin felul în care Dumnezeu a venit în lumea aceasta, prin felul lui de a fi, era asemenea oamenilor. Vă aduceți aminte că Iisus nici nu a atras prea mult atenția asupra sa. Ioan Botezătorul le spune mulțimii, în mijlocul vostru este unul pe care voi nu-l cunoașteți. Era printre ei, dar nimeni nu se gândea că Fiul lui Dumnezeu putea să trăiască atât de firesc și natural, normal, în mijlocul lor. Trăim și noi într-o perioadă istorică în care se pare că a fi om normal, cum se cade, a face ceea ce se cuvine, devine sinonim aproape cu a fi anonim, neinteresant, neimportant. Dar ce bine e că Dumnezeu nu se lasă condiționat de aceste categorii omenești. Dumnezeu iubește normalitatea, firescul vieții, trecerea neobservată, slujirea de fiecare zi. Pentru că asta înseamnă, de fapt, să fii om. Asta înseamnă să te simți acasă, acolo unde ți este locul. Acolo unde întotdeauna poți fi tu însuți, liber, iubit, corectat, învățat, iertat, bucuros. Dragi elevi, stimați profesori, școala aceasta în care vă aflați nu este un internat și nici măcar un simplu liceu, ci este o casă. Este o comunitate de credință, o familie, a celor care cred și învață să trăiască din și prin credință în această lume. Casa aceasta a fost visată de oameni de credință. Înainte să vin la Roma în această dimineață, am trecut repede prin secretariat să iau ceva și mi-am amintit de un lucru. Zilele trecute, cercetând câteva dosare din arhiva fostei securități pe care le-am preluat în arhiva provinciei, am dat peste o mărturie interesantă, vedeți, o notă informativă. Dar care este o mărturie, de fapt?
Dată de informatorul Horia, la data de 23 mai 1954, acesta, discutând cu părintele Petru Albert, care este întemeitorul acestui seminar, acestei case, acestui liceu, îi spunea părintele Albert acestui informator, care era prieten cu el. Eu iubesc foarte mult tineretul, spunea părintele. Când văd un elev și mai ales un student catolic, care duce lipsuri mari, mi se rupe inima de durere. Și mi-aș da și cămașa de pe mine, căci tineretul bun este mântria bisericii noastre. De aceea tare aș dori să-i adun să trăiască o viață comună, să se simtă ca frații. Noi, franciscanii, vom face multe de aici înainte pentru tinere. 1954. În vederea acestui scop mă pregătesc eu zilnic, căci voi avea o misiune înaltă în curând. Până în 1990, când părintele a început să construiască acest seminar, au trecut mulți ani. Dar a continuat să viseze. A continuat să creadă. Și cei care îl cunoșteau îi spuneau mereu, dar de ce studiezi în fiecare zi atâtea ore? La ce îți mai folosește? Iată de ce. În vederea acestui scop mă pregătesc. Vedeți cum împlinește Dumnezeu dorințele adevărate ale inimii noastre. De aceea spuneam, școala aceasta nu este o simplă instituție, este o casă, este o comunitate, o familie. Așa încât este important ca în această casă să se păstreze spiritul casei, care a fost spiritul transmis de întemeitorii, fondatorii acestui așezământ. Și care trebuie să rămână mereu, pentru că este indispensabil pentru o formare, o creștere integrală. Dumnezeu ne asigură ajutorul Său. În Psalmul 38-32 Dumnezeu spune, eu te voi învăța și îți voi arăta calea pe care trebuie să o urmezi. Te voi sfătui și voi avea privirea îndreptată asupra ta. Să ne încredem astăzi în aceste cuvinte ale Domnului, care nu ne abandonează. Și El să ne ajute să trăim cum se cuvine acest nou an școlar. Amin. Lăudați să fie Iisus și mai mult. Thank you.
Doamne, să fim tot mai uniți în credință și iubire, prin Hristos, Domnul nostru. Thank you.
la binecuvântat și la lea mucenicilor să-i zică: luați și veți din acesta toți, acesta este potirul sângelui meu, al noului și veșnicului legământ, care pentru voi și pentru mulți se varsă spre iertarea păcatelor. Faceți aceasta în amintirea mea. Toți vecii noi.
miluiește-ne, te rugăm, Doamne, de toate relele și binevoiește a da pacea în zilele noastre, pentru că ajutați de milostivirea ta să fim pururea liber de păcat și feriți de orice tulburare, așteptând speranța fericită și venirea Mântuitorului nostru, Iisus Hristos. Doamne Iisuse Hristoase, care le-ai zis apostolilor tău, pace vă lasă vouă, pacea mea vă dau vouă, nu privirea păcatele noastre și la credința bisericii tale, și binevoiește ai dărui pacea și unirea după voința ta, care viețuiești și domnești în vecii vecii.
Să ne rugăm! Te rugăm, Doamne, dăre credincioșilor Tăi pe care îi hrănești și întărești cu pâinea Cuvântului Tău și a tainelor cerești har, ca folosindu-se de aceste daruri minunate ale Fiului Tău prea iubit, să se învrednicească a fi părtași pururi de viața Tui, El care viețuiește și domnește în vecii vecii Tăi. Noi preluăm o școală gimnazială din
roman, Ostache Negri. Acolo am deschis la ora 8 dimineața și acolo avem, dar în cadrul liceului, dar se ocupă acolo, un director, așa care este prezent și mulțumesc că este prezent domnul profesor, Pop Nicușor Cristian. Da, aici a trebuit să mulțumesc frumos. Mulțumim. Mulțumim asemenea. Deci avem în cadrul liceului, de la clasa 0 până la clasa a 12-a. Asta este și contribuția superiorilor noștri, majori, a Consiliului Local și a Inspectoratului Școlar Județean Neamț. Dragi colegi profesori, vă doresc și aici inclusiv și doamna secretară, doamna contabilă, doamna informaticiană, pentru ca să nu se evităm orice lucru cu care colaborez eu și conducerea instituției noastre. Vă doresc multă sănătate în acest an școlar. Într-adevăr, aveți o activitate frumoasă, minunată, dar vă însoțesc cu rugăciunea, cu sprijinul, cu toată considerația mea și împreună să lucrăm în acest an pentru a crea alte flori minunate pentru societatea noastră, iar această societate are mari nevoie. Mulțumesc televiziunii pentru filmare. Mulțumesc tuturor participanților. Mulțumesc părintele director Marius Bărhat, care a participat la scăpta de directorul instituției. Și în urmă deosebit, mulțumesc echipei formative, părintele Alin, părintele Sebastian, părintele Mihai și părintele Adrian, pentru că a făcut un așa fel ca acest moment deosebit, care este Sfânta Liturghie, jertfa lui Hristos, să fie așa trebuie. Mulțumesc Sfântului, nu știu de-o la mea făcut, Hristos dăruindu-se ne-a dus orice noutate și prin Hristos dobândim orice noutate în fiecare zi. De aceea, mă rog la Dumnezeu ca tuturor să vă dăruiască harurile și binecuvântările sale, să aveți succes în putere de muncă și să ne ajute Dumnezeu să ajungem și în ultima zi de școală, bucuroși, fericiți, emoționați ca și acum, și cu mare bucurie să avem rezultate dintre cele mai bune, adică 9, 9 și 10. Acestea să fie mediile pentru toată lumea de asta doresc eu. Iar acum, vă rog pe părinte, fiți să fie binecuvântat. Părintele director, deja am spus tuturor celor prezenți, nu vreau să mai repet aceste mulțumiri și pentru că mă ocup și puțin cu filosofia, știți vorba aceea care spune dacă treceai de aceea, vreau doar să vă aduc salutul părintelui provincial, care nu a putut să fie astăzi în mijlocul dumneavoastră, aprecierea sa și mulțumirea pentru tot ceea ce face. Dumneavoastră, dragi profesori, personal auxiliar, vouă, dragi elevi seminariști, pentru bunăvoință, disponibilitatea de a învăța în școala noastră și de a fi împreună, cum spuneam și la predică, cu profesorii voștri, zidicorii voastră, Dumnezeu să vă ajute în acest demers și în această misiune atât de nobilă și atât de importantă. Și să vă bucurați o zi, așa cum deja unii se bucură astăzi, de roadele muncii dumneavoastră. Dumnezeu să vă ajute. Lăudați pe Iisus și mai bine.